muncitorul modern nu mai știe ce înseamnă să fii primul care deschide porțile la metrou la 5 dimineața, nici nu rupe ușa la ora 3. Muncitorul modern nu lucrează la normă, ci la idee. Este ajutat de lasere și imprimante 3D, n-are program fix și nici nu se dă în lături de la munca grea. Aici e garajul nostru, bine ai venit, e autobază. Cum s-a născut autobază? Autobaza s-a născut din, hai să spunem, dintr-o combinație de pasiune pentru mașinile vechi. Este vorba despre mașinile pe care le avem în jur. Majoritatea dintre ele sunt Volkswagen Classics, busuri, broaște, Karmann Ghia, mă rog, există o întreagă cultură în jurul acestor mașini. Autobaza a prins contur și în zona de radio. Am creat acest radio online numit Autobaza Radio. Există de asemenea o poveste pe care o naștem chiar acum, care se numește Autobaza Film. Vrem ca în aceste hale industriale să facem un fel de cinema neconvențional. A noi, în afară de partea, hai să spunem, culturală, dacă vrei, a poveștii, avem și partea practică a garajului numit Autobaza, care înseamnă restaurarea și, nu știu, hai să zicem, revigorarea acestor mașini. Și da, facem la noi aici, în atelier, și este zona de acolo care este zona de atelier unde se întâmplă efectiv desfăcutul și făcutul acestor mașini, facem restaurare completă a mașinilor de felul ăsta. Venurile Volkswagen și broscuțele Beetle au luat astăzi locul pieselor pentru centrale termoelectrice care se realizau în această hală. În locul forfotei unei fabrici, o mână de pasionați șurubăresc aceste bijuterii în timpul liber. Pe muzica aparatului de sudură și a muzicii radioului Autobaza, care are casă într-un ven portocaliu căruia îi se spune cum altfel decât portocala. Culorile delicioase ale mașinilor se încadrează în mod paradoxal, armonios în spațiul metalic, în care 25 de ani după Revoluție nu s-a mai produs nimic. Sunt multe hale în București care stau goale, trebuie doar să vină oameni cu inițiativa. Adică eu cred că nu s-ar putea ca ele să se întoarcă la ceea ce erau ca și destinația inițială. Adică ideea în care eu cred este că aceste spații nu trebuie să se întoarcă la industrie, nu trebuie nici dărâmate, demolate, pentru că sunt niște investiții absolut imense, ci trebuie reconvertite. Iar genul ăsta de inițiativă, genul ăsta de proiect, în principiu cam asta ar putea să facă, să reînvie aceste spații. Bogdan a umplut curtea părinților cu mașini Fiat când avea 17 ani. Acum adună 10 de alte mașini pe care le-a transformat în spaima șoselelor. În vara lui 2010 ne-am cumpărat prima broscuță, pe care pe 14 martie 2011 am terminat-o și am scos-o la plimbare. Întotdeauna mi-a plăcut să readuc la viață ceea ce au aruncat alții. E destul de simplu. E o mare satisfacție în momentul în care vezi că cineva pur și simplu a aruncat o chestie la gunoi și nu e vorba numai de mașini. Asta e și profesia ta de timpul săptămânii? Nu sunt inginer electronist, lucrez în telecomunicații. Deci, teoretic, nu aș avea aproape nicio legătură, în afară de un curs pe care l-am făcut în facultate, ceva de mecanică. Teoretic, nu aș avea niciun fel de pregătire în acest domeniu, dar mi-a plăcut, m-a prins și am încercat să studiez absolut tot. Povestea Autobazei este una care a mers din aproape în aproape, a plecat de la povestea legată de mașini, de dragostea pentru mașinile astea, de a le lua, a le, hai să spunem, salva și a le da viață. Și am ajuns în final la a crește un proiect ceva mai mare, un proiect în care cumva să aducem oamenii mai aproape de ceea ce înseamnă această cultură, dacă vrem, a mașinilor vechi, care nu e legată strict de mașini. E vorba de a recupera din trecut lucrurile vechi și le aduce în lumea noastră, pentru că, sigur, au un anumit farmec și o anumită valoare. Dinamica pieței muncii s-a schimbat. Vechile fabrici sunt acum altceva. Conversia urbană este conceptul cu care lucrează acum muncitorii moderni. Ziua mea de lucru începe undeva la 9:30-10. Un program flexibil în momentul de față. Când ajung la birou, fac o mică ședință cu colegii mei. O ședință scrum, cum îi spunem noi. E o ședință în care ne sincronizăm unii cu ceilalți. Cam la o oră așa încerc să mă ridic, să merg puțin prin companie, merg și beau cafea cu colegii mei, mai venim și mai cântăm la chitară, mai jucăm un tenis. Eu sunt de părere că atunci când ai posibilitatea să-ți faci tu singur programul, dai mult mai mult randament la locul de muncă și astfel reușim să ne îndeplinim și task-urile. Ovidiu lucrează la o companie IT în Pipera, o zonă industrială a Bucureștiului, unde au răsărit multinaționalele după 2000. Nu face mașini unelte, ci software.
ce programez eu poate fi folosit de foarte mulți oameni în întreaga lume, nu doar aici în România sau în altă țară, pe întreg globul. Și asta cred că mă atrage cel mai tare. Faptul că pot să construiesc ceva cu mâinile mele. Nu neapărat ceva fizic, ceva virtual, dar poate fi folosit de foarte mulți oameni. Nici colegul lui, Radu, nu se trezește cu noaptea în cap, doar că își încheie ziua de muncă după ora 22. Nu cred că aș putea să mă întorc odată sau să fac odată acest program de lucru de 8 ore fix. Pauză de proces, am învățat că este cel mai bine să le iei odată la 2 ore. Nu odată la jumătate de oră, nu la oră, la 2 ore. Vrei să apuci de un lucru, lucrați măcar 2 ore pe el și abia după aceea poți să permiți să beneficiezi de acea pauză. În afacere se spune că merită să investești ca să poți după aceea să te bucuri de ce ai făcut. La fel este și atunci când vorba despre o agendă. Investește timp, fă-ți treaba care de făcut ca după aceea să beneficiezi de acea pauză. Spuneai că uneori îți faci agenda chiar de seara. Asta înseamnă că munca ta se duce cam până la ce oră în fiecare zi? Da, întrebare destul de complicată. În mod normal, programul de lucru sunt undeva în jurul 6-7, ca să spunem așa. Dar, în principal, pentru a beneficia a doua zi, să pot să fiu cât mai pragmatic, să pot să lucrez cât mai bine, prefer ca seara, în jur de ora 9-10, să iau jumătate de oră pentru a organiza această agendă. Cu ce se ocupă de fapt? Mare sunt responsabil de partea de strategie de companie împreună cu echipa de product management. Ne uităm peste backlog, ce feature sunt dezvoltate, ce anume trebuie scos sau deprioritizat. Ne uităm la competitorii noștri ce fac, facem analiză de pricing, facem analiză de piață, ce se schimbă, cum se schimbă comportamentul unui shopper, ce caută nou. Într-un spațiu de 650 de metri pătrați, în care se țesea înainte de 89 istoria industriei bumbacului, zeci de tineri creează proiecte inedite. Lucrează cu ciment, gips, lemn sau plastic. Și ce fac ei a căpătat un nume urban și englezit, Nod Makerspace, adică vii aici cu o idee, găsești sculele necesare și alte persoane cu idei, gata să te ajute să-ți pui visul în practică. De la sudor la arhitect, toată lumea împarte un spațiu comun în care împărtășim idei. M-o comunicat de oameni care vor să schimbe, vor să facă lucruri noi, cu pasiune, un design, cu frumos, cu estetic. E minunat. Pentru Ovidiu, Crăciunul vine din septembrie. Gravează brăduți din lemn, globuri și alte cadouri. Un spiriduș care n-are programul strict al fabricii lui Moș Crăciun. Eu sunt inginer de meserie, am făcut 6 ani de inginerie, dar mi-a plăcut altceva. Am avut alte idei. Da, mi-a plăcut lemnul, mi-a plăcut să prelucrez lemnul, mi-a plăcut că pot să fac cu el multe, multe lucruri și mi oferă o mare bucurie să lucrez cu el și să-l asamblez și să-i dau personalitate, să-i dau atitudine. Atitudine, substanță, valoare. La halele Carol s-au fabricat pansamente, focoase de război, rezervoare, cazane cu aburi. Istoria de aproape un secol și jumătate a fabricii are și o constanță, reconversia producției în funcție de cererea pieței. Acum, halele Carol produc cultură. Halele Carol înseamnă expoziții de artă, festivaluri, conferințe, rezidențe artistice, tururi turistice. Banii din evenimente merg în parte în reabilitarea clădirii. Ușor, aici se produce un loc nou. Arhitecții români s-au inspirat din munca celor din afară. În Olanda, de 20 de ani, clădirile industriale au început să devină proiecte râvnite de arhitecți. Cei care au lucrat pentru cincinalele comuniste păstrează melancolia viselor industriale. Nepoții lor au altfel de vieți în câmpul muncii. Iar pentru majoritatea, schimbul 3 începe cu un concert în buza serii. Aici explodează distracția după ce se încheie programul corporațiilor. La fabrica Apollo nu se mai fac de 25 de ani ciorapi. La fabrica se organizează evenimente, se țin concerte, se practică sportul urban. Numele e tot timpul greu de ales, vreau oricum un nume simplu. Și din, știu eu, discuții așa joviale, am rămas aici, hai să zicem simplu fabrica, dacă a fost o fabrică, aici să zicem fabrica. Avem diverse activități, de la concerte și aici sunt mai multe nișe de muzică, ne axăm pe cele de underground, pentru că și locația se potrivește și ne și place. Apoi pot fi și piese de teatru, și expoziții de fotografie, diverse evenimente, diverse medii. Mm-hmm.
Viața de după moartea mastodonților industriali nu mai pulsează în pistoane și nu mai curge pe benzi transportoare. Fabricile devin patrimoniu și intră în circuitul urban. Timid. Mai există și altele, 400 descoperite numai în București, care ar putea fi redate oamenilor. Prin proiectul București 2021, un grup de tineri au identificat spațiile abandonate din capitală. Fie foste baze de autoservire, fie spații care au fost în subordinea primăriei, cumva am încercat să identificăm spații care nu au beneficiari privați, ca să existe totuși un potențial destul de mare ca noi să demarăm o schimbare. Ne-am împărțit pe zone și am început să luăm Bucureștiul la picior. În afară de spațiul în sine, trebuie cumva să vezi unde este localizat. Noi am făcut pentru fiecare dintre spații, din cel pentru 56, o listă destul de mare cu criterii, printre care accesibilitate, după aceea starea clădirii, pentru că și aici este... Adică Hanu Gabloveni este un exemplu pozitiv, dar nu tot timpul ai atâtea resurse financiare încât să poți să iei o ruină și să o transformi într-un spațiu cultural. Pe site-ul beta.calup.ro este harta Bucureștiului nefolosit, un București în ruină pe lângă care trecem de multe ori și întoarcem capul. Sunt sute de clădiri în care și-au trăit tinerețea părinții noștri, în care și-au construit viețile. Sunt fantomele unor vieți care formează un alt oraș, unul care merită redescoperit.